Tot ce știi, transformă în mii. Peneș Curcanul îți aduce cel mai deștept concurs radio. Dublu sau nimic în deșteptarea. Consumă carnea de curcan românesc, verifică originea pe etichetă și fii mereu câștigător cu Peneș Curcanul la Europa FM. Crezi că le știi pe toate? Ai curajul să riști totul? Joacă Dublu sau nimic. Dacă răspunzi la 4 întrebări astăzi, câștigi 2400 de euro la Dublu sau nimic, dar și un curcan de 15 kg. 15, am spus bine, să știți că nu e nicio greșeală. Un curcan cu greutate de la Peneș Curcanul. Tudor, cred că s-ar bucura pentru treaba asta. Bună dimineața, Tudor! Salut, Tudor! Salut! Salutare! Să trăiești! Bine venit! De unde ești, Tudore? Baia Mare. Din Baia Mare. Baia Mare! Da. Păi curcanul mare e Baia Mare. Corect. Da. Mi se pare până aici, sper să nu slăbească. Nu slăbește. E curcan din ăla ca lumea. E românesc. Am verificat originea pe etichetă. E ok atunci. Da. Tu ce faci, Tudor? Mă îndreptam spre muncă. Da, ești plin de entuziasm. Pare că ai un serviciu palpitant. Ce lucrezi, Tudore? Agent la o firmă de materiale de construcții. Aha, ok. Hai că nu încep, măcar nu încep prea devreme, 9:37. Da, nu mă împing. E pe chill. Okay. Ești pe chillaxare. Am relații la știu. Bine, boss. Vezi, ai grijă, că n-am. Da, ne știe. Bine, Tudor, hai ca să nu... Puteți, te mai reținem puțin, ca să nu ajungi prea repede la serviciu. Mă gândesc că vrei să răspunzi la 4 întrebări astăzi. Prima valorează 300 de euro, a doua 600, 1200, respectiv 2400. Tu trebuie să ne răspunzi corect, sper eu, în 6 secunde și după aia vezi dacă mergi mai departe sau te oprești. Practic, tu decizi lucrul ăsta, te oprești, rămâi doar cu banii câștigați până în momentul ăla, mergi mai departe, câștigi mai mult sau mai greșești și banii rămân la noi, curcanul la tine. E ok, dacă rămâne curcanul. Ah, bun, ești de-al nostru. Curcanul e al tău deja. Tot e, cu banii eu cu... Da, ai plecat tu de acasă, dar curcanul e bate la ușă, îți spun eu. E ok, îți fac plus. Mai rar ai văzut, deci el practic concurează pentru soție. Pe el interesa curcanul, de aici mai departe... Frumos. E pentru acasă. Bine, Tudore! Hai să începem! Hai să începem Dublu sau nimic. Da. 300 de euro. Tudor! Da. Ca de obicei, prima întrebare e de încălzire, dar mă rog, am avut surprize. Așa că fii atent, concentrează-te și spune-mi ce mare turneu de tenis pe zgură începe duminică. Roland Garros. Și cu cât de R se scrie? Cu cât de? R, de la Radu. Rău rățușcă. Garros sau Roland? Toate. În total. Păi, 3 de tot. Bravo. Bravo, Tudor. Asta, domnule, știe tot. Auzi? Acum... Nu știu ce cu Luca de pune întrebări atât de simple. De simple, da. Adică nu înțeleg. Zis, prima întrebare pe care voia să o pună... Mă lasă-mă să o pun. Nu. Te rog. Nu. Hai să mergem până la capăt și jucăm la final. Îl întrebăm la final, da. Bine. Tudor, vezi că la final... O să vreau să te mai rețin puțin, să-ți mai pun eu o întrebare, dacă o să fie amabil. Nu că nu se grăbește, nu te-ai prins? Cu rapidul? Nu, e fără rapid. Bate cap. Tu acum concentrează-te pe concurs. Ai 300 de euro, ce ai de gând să faci? Mergem mai departe. Bravo. Hai să mergem mai departe atunci. 600 de euro. Hai că și asta e simplă tare. Și frumoasă. Tudore, câți ani ai? 32. Mulți înainte. Bun, mulți înainte. Mulțumesc. Eram doar curioși, nu? Îți plac cartea? Ce anume? Îți plac cartea? Așa. Ala de poker. Ce să zic? La televizor te uitai când erai mic? Da. Atunci ai șanse bune. Între jocurile de poker. Da. Tudore, fii atent. Începe întrebarea. Din ce roman este personajul Pierre Vaillant, pe care îl caută în jurul lumii echipajul goeletei Speranța? Nu te-ai uitat la televizor, vezi? Era în Palpot. Cine era? Pierre Vaillant era Repan, parcă? Pierre Vaillant. Pierre Vaillant era Dichiseanu, Dumnezeu să-l ierte. Și al nostru era Besoiu. Besoiu era capitanul. Aha. Capitanul anonim. E de Martin Strickland, îmi plăcea. Deci capitanul Besoiu era... Da, capitanul Besoiu. Tudor, este vorba de romanul și serialul de televiziune Toate pânzele sus. Da. N-ai văzut Toate pânzele sus? Nu, nu. Când erai puști? Nu l-am văzut. Și ai avut ghinion să fii și singur acum, că dacă mai erau 1-2 cetățeni cu tine, sigur. Probabil. Știau să te ajute. Dar acum am eu o rugăminte la tine cu întrebarea aia, care ar fi trebuit să fie prima și am schimbat-o, că au făcut ăștia presiuni. Da, practic jumătate din dimineața asta am discutat despre prima întrebare de la Dublu sau Nimic. Eu cu Vlad am zis că e destul de dificilă. Luca a zis, nu mă, că e super simplă. Și acum vrem să verificăm cu tine treaba asta. Tot așa, cu cronometru, cu da? Te rugăm frumos. Da. Îți dăm un curcan. Una peste alta. Ai curcanul, curcanul e al tău, l-ai câștigat. Da. Hai să vedem. Te las asta. Așa. Tudor. Dă-mă semnalul. Adică s-a încurcat mecanicul. Nu, ăsta e gata, avem semnalul. Mecanic, fii atent. Tudor, în ce țară se află orașul Gdansk, gazda de miercuri a finalei Europa League? Nu cred. Polonia. N-am, mă, că... Ai văzut, mă, ți-am zis, Luca? Ți-am zis tu, nu și noi, schimbat. Bine, am înlocuit-o cu asta, cu Roland Garros. Cu Toate pânzele sus, cu nu știu ce, ți-am zis că... mult prea simplă, după mine, pentru un premiu de 300 de euro. Da, asta e. Marius, îmi pare rău că te-a pus în dificultate serialul și romanul Toate pânzele sus. Da. O recomandăm pe Adnana din acest serial. Da, merită să vezi că și Jean Constantin e haios, și Adnana e frumoasă. Bine, felicitări, Tudor. Bine. Tudor din Baia Mare ne-a luat curcanul astăzi în deșteptarea. Poate ne-om reauzit, Tudore. Ai câștigat un curcan de 15 kg de la Peneș Curcanul. Da. Luca, ție în mod special îl țin să-ți precizez faptul că are mai puține grăsimi decât carnea de porc, dar și un conținut ridicat de proteine și vitamine. Am auzit, da. Așa că poți să încerci oricând. Cu nou concurs Dublu sau Nimic și cu un curcan de 15 kg de la Peneș Curcanul vă așteptăm și luni dimineața în deșteptarea. Nu uitați, alegeți să consumați carne de curcan românesc, verificați originea pe etichetă. Deșteptarea. În fiecare zi la Europa FM. Descoperă